Mai multe explozii au zguduit în această dimineață Kievul și alte 13 orașe precum Lviv, Ternopil și Dnipro, după ce Rusia a acuzat Ucraina de orchestrarea unei deflagrații puternice care a avariat podul care face legătura între Rusia și Crimeea. Atacul a avut loc la o oră de vârf într-o zonă aglomerată. Ministerul Apărării ucrainean a precizat că au fost lansate peste 75 de rachete asupra Ucrainei. Numărul morților după bombardamentele rusești de luni a crescut la cel puțin 11, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei. Explozii puternice au fost auzite în centrul Kievului aproape de ora 8 dimineața. Înaintea detonării au răsunat sirenele de alertă aeriană, coloane mari de fum negru au putut fi văzute în mai multe locuri din oraș și ambulanțe îndreptându-se spre centrul metropolei. Atacul cu rachete asupra capitalei ucrainene a fost surprins în direct de corespondentul BBC, care relata pentru postul de televiziune britanic. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris pe Telegram că toate serviciile de intervenție și salvare sunt mobilizate. Edilul a cerut locuitorilor orașului să evite locurile aglomerate, să nu iasă din case și să se ascundă în adăposturi. Circulația metroului a fost oprită, iar stațiile sunt folosite drept adăpost. În una dintre subterane au fost surprinși copiii care cântau imnul Ucrainei. Președintele ucrainean a declarat că exploziile care au avut loc în mai multe orașe, inclusiv în capitala Kiev, s-au soldat cu morți și răniți și a acuzat Rusia că intenționează să șteargă Ucraina de pe hartă. Au două ținte, instalațiile energetice în toată țara. Vor panică și haos. Vor să ne distrugă sistemul energetic. A doua țintă sunt oamenii. Timpul și țintele au fost alese special pentru a provoca cât mai multe daune. Atacuri cu rachete au avut loc și în orașe Dnipro, Hmelnițk, Jitomir și Lvov. Din cauza exploziilor, orașul Lvov a rămas fără electricitate, dar și legături de telefonie mobilă. Rușii au lansat cel puțin 10 rachete asupra orașului Zaporojie. În ultima săptămână, 43 de oameni au murit în atacurile rușilor asupra acestui oraș. Liderul de la Kiev a subliniat că terorismul e o crimă care trebuie pedepsită și că e necesar ca Rusia să fie desemnată oficial stat terorist. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a confirmat că atacurile cu rachete asupra Ucrainei sunt un răspuns la distrugerea podului din Crimeea. În cazul în care încercările de a comite atacuri teroriste pe teritoriul nostru vor continua, răspunsurile Rusiei vor fi dure, iar amploarea lor va corespunde nivelului de amenințări pe care îl reprezintă pentru Federația Rusă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky solicită o reuniune de urgență a grupului de țări G7. Zelensky s-a înțeles cu cancelarul german Olaf Scholz privind organizarea reuniunii. Liderul de la Kiev a postat pe Twitter că a discutat și cu președintele francez Emmanuel Macron despre consolidarea apărării aeriene și necesitatea unei reacții europene și internaționale dure la adresa Moscovei. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat în această dimineață 75 de rachete, dintre care 43 au fost doborâte.